Potrivit primarului Radu Căpălnașiu, investiția clădire, vestiare și amenajare parcare pentru terenurile de tenis a constat în realizarea unei clădiri cu destinația de vestiare, a unei parcări auto, acces carosabil și pietonal. Câteva date despre clădirea de la terenurile de tenis, clădirea vestiare și organizarea competiții, pentru că acolo sunt niște spații care permit organizarea unor competiții. Noi spunem chiar la cel mai înalt nivel, rămâne de văzut ce vom mai face cu terenul eventual, dacă va fi nevoie să dezvoltăm și tribune mai mari. Dar și știm că am mai avut la un moment dat în cadrul turneilor organizate de Federația Română de Tenis și la Zalău turneu, poate vom mai intra în cadrul acestor competiții. Este o clădire care a costat, sau mă rog, de fapt total investiții, că nu e vorba numai de clădire, s-a realizat și o parcare, alei, tot ceea ce era nevoie pentru punerea în valoare acestui obiectiv. A costat în jur la 1 milion de lei, 1.084.000. Perioada de derulare a investiției 30 aprilie 2014, 16 iulie 2015. Restul, eu zic că merită să mergem la fața locului să le vedem și vor vorbi de la sine. Clădirea cu destinația vestiare are regimul de înălțime, parter, un etaj și terasă circulabilă. Accesul de la parter la etaj se realizează prin intermediul a două scări exterioare amplasate pe laturile scurte ale clădirii. La etajul clădirii s-a amenajat o terasă parțială acoperită cu vedere spre terenurile de sport. Peste nivelul etajului 1 s-a amenajat o a doua terasă neacoperită, accesibilă printr-o casă de scară interioară și un luminator din sticlă încadrat de o pergolă din lemn. S-a mers pe un mobilier, hai să spunem unitar, care se poate să fie folosit și în interior și afară, în anumite momente să nu poți utiliza în întregime. Încă se mai lucrează la mobilier, acum mai multe ordine. Cu mese și scaune. Și aici va fi o terasă din care, pe care poți să stai ori înainte, ori după refacere. La intrarea în clădire, dinspre terenurile de sport, s-a amenajat o rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Ca funcțiuni s-au realizat următoarele categorii de spații: vestiare, sportivi, arbitri și personal cu dotările sanitare aferente, spații administrative, spații de depozitare, o sală de protocol, un cafe-bar, inclusiv grupuri sanitare, o terasă parțială acoperită la nivelul etajului 1 și o terasă neacoperită peste nivelul etajului 1.